astăzi, în acest episod, că tot se apropie Paștele, am decis ca împreună cu Darusel 2012 să facem un concurs de construit iepuraș de Paște de Noob vs Pro. Chiar am rămas super surprins de ceea ce a reușit Darusel să facă și chiar de mine. Nu vă mai zic prea multe, vă las să vedeți și scrieți în comentarii construcția voastră favorită. Mă, ce, Doamne, iartă-mă, deci uitați-vă la Darusel, bă, dar... Ce vrei, mă, Rafael, ce vrei? Bă, ce ai, mă, Darusel, bă, stai, mă, calm, Darusel, bă. Nu am vine să cred așa ceva, bă, Darusel, tu chiar așa te-ai costumat, pe bune, bă, ce cu fața asta, Darusel, tu chiar ești iepuraș, iepurașul Darusel, bă, dă-ți bă, asta, jos, că nu se mai vede nimic, aveți tu rechiușe, ia să mă și la o rechiușe, mamă, cum ai, bă, Darusel, de unde ai făcut, mă, roz de costumul ăsta? Deci, mai de 16 ani, de mă, Rafael, am zis, de unde ai făcut roz, nu. De Doamne, dar să le-am întrebat de unde ai făcut, de unde, cum adică de șmecher ce sunt, ce legătură are cu întrebarea pe care eu ți-am pus răspunsul ăsta și pune asta înapoi așa, dar să le începe săptămâna mare, săptămâna de Paște și văd că știi deja că deja te-ai pregătit, dar să le astăzi, după cum poți vedea, te-am adus la un concurs de construit, bă, vină mă la... Mamă, bă, Rafael, am făcut-o! Bine, mă, Darusele, hai că ești iepuraș tu. Fii atent, Darusele, astăzi concurs de construit iepuraș de Paște de Noob vs Pro, Darusele. Ei bine, avem aici 100 de lei de la fiecare câștigătorul practic pleacă cu toți banii acasă, Darusele. Și astăzi îți facem două runde. Prima rundă, un iepuraș de Paște de Noob. Un ceva mai clasic, mai simplu, mai ușor de făcut și după ceva șmecherul de tot, Darusele. Chiar sunt curios, Darusele, vreau să mă surprinzi, bă, astăzi, că e săptămâna mare, Darusele, săptămâna Paștelui, Darusele. Bă, ești îmbrăcat frumos tu, Darusele, ești pregătit, văd că ești foarte pregătit de această săptămână, dar să le de sărbătoare și vreau să construiesc ceva șmecher. Acum suntem la runda de Noob, după la runda de Pro, dar să le și ce ai așa tu în gând, dar să le cum ai te-ai gândit? Te-ai gândit așa, ai vreo schiță, adică mai faci altceva pe lângă iepuraș la runda de Pro? Că la asta la Noob e clar. Hai că deja ești prost, dar să le ai gata, dar să le gata, o, oh, bă, dar să le, dar să le, oh, bule, mamă, ok, deci după cum puteți vedea, suntem în lumea bebelușilor, în lumea lui Darusel, pentru că arată mult mai frumos, uite aici cu floriciere, pe câmpii, hai să le adunăm copii toate chestiile astea și da. Astăzi... pe câmpii! Darusel să le mănânce. Hai că nici măcar nu te mai aud, Darusel. Bă, Darusel, nu te aud mai bine. Trebuie să dai căscuță de aia, Darusel, că nu te aud bine. Vino aproape lângă mine, trebuie să. Bă, chiar, bă, stai. Și am tine așa cu căscuța, ia, bă, Rafale, bă, ia. Bine, bă, mersi, Darusel, mersi pentru asta. Bă, dar asta e buton, Darusel, nu e cască. Doamne, fă-mă o cască, Darusel, ca lumea și mai, Doamne, bă, dar prost, bă, Darusel. Hai mai repede. L-ai făcut, gata? Nu, stai. Anvil, bine, bum, bum, aca, bum, bum, și am tine, bă, Rafale, căscuța. Bine, gata, Darusele, că nu vreau să mai aud, că deja... Doamne, Darusele, hai că deja ești prost, stai, pa, Darusele. Hai să facem prima rundă de Noob și după ce vin cu prim... Bă, doamne, Darusele, lasă-mă în pace, bă, Darusele, ce-mi dai, mă, ouă ăsta, Darusele, ce Hristos a înviat, nici nu încă... Căscuța! Căscuța! O, lu, Darusele, ești... Mamă, hai că e prost copilul ăsta. Bun, hai să începem, avem și căscuța aici foarte frumos. Salut, Darusel, spor acolo la treabă. Ei bine, acum... Salut, să treci, vă rog. Ok, Darusel, deja mă enervează copilul ăsta. E foarte enervant, dar da. Astăzi o să facem un iepuraș de Paște de Noob vs Pro. Acum suntem la prima rundă. Unde o să facem un iepuraș de Paște de Noob? Vreau să scrieți în comentarii care construcție e mai frumoasă. Și hai să ne apucăm. Trebuie să luăm aici, în primul rând, cred că facem cu wool, sincer, pentru că practic e runda de Noob. La runda de Pro o să facem cu concret și o să facem ceva mult mai șmecher. Încă nu vreau să vă zic, pentru că am o idee super șmecher la runda de Pro, dar la runda de Noob o să facem doar un iepuraș. La runda de Pro vreau să vă surprind cu ceva șmecher, adică să mă surprind și pe mine, că încă nu știu dacă o să mă descurc eu așa de bine, sincer, să fac. Dar hai să luăm aici wool, luăm wool din acesta gri cu alb. Hai să luăm și de asta, practic se face, știți că iepurașul are și de asta la urechiușe, la năsuc, la toate astea. Mai facem aici cu, hai să punem și un morcov, ceva de genul, cam așa o să arate și cam asta o să fie tot. Ei bine, hai să ne apucăm acum. Trebuie să mai luăm și wool black din acesta ca să fie totul frumos, ca să putem să punem. De fapt, da, uitați, hai că arată negru, cream că nu prea arată mai negru, pare așa albastru aici jos, dar da, hai să facem acum foarte frumos aici. Ne apucăm să facem și cum îl facem? Cred că îl facem de două, ceva de genul așa. După aceea vreau să ducem cum ar veni să fie partea asta de aici de jos, să nu fie așa o parte așa foarte, foarte albicioasă, să fie puțin, nu știu, să aibă el o formă din asta mai specială, iepurașul acesta, să fie mult mai șmecher el. Aici cred că o să facem în partea asta la fel, să fie același lucru, mamă, deci deja mi se pare că arată, chiar arată super, super ok, îmi place foarte mult. Ei bine, aici trebuie să punem la jumătate, practic, năsucul, gurița, toate chestiile astea ce are el pe aici. Aici trebuie să facem partea de sus foarte frumos, așa. După aceea, cred că o să facem ceva de genul așa, sau
sau hai să le punem în față, nu cred că îl punem cu ceva de genul mai în spate, că o să-l facem și noi ăsta mai mare, nu o să-l facem chiar așa de mic, o să-l facem de mai multe de astea. Și zic că ar arata mai ok, așa ok, și arată ok. Cred că ar trebui să punem și din acesta, pentru că nu avem capete de alea de culori, așa că improvizăm și noi cu ăsta, că practic dacă căutăm head, vedem că nu prea e, nu prea e altceva, adică nu putem spune de alea de culoare, dar arată ok și acesta, bă, cred că, bă, chiar arată ok, dar astea parcă mai mult ar semna la mustăți, la asta, sincer, dacă stați să mă întrebați pe mine, dar nu mai contează, asta le facem noi acum foarte frumos. În partea asta trebuie să ducem și niște urechiușe frumoase, ceva de genul așa. În partea asta trebuie să ducem la fel și pe asta vreau să le ducem cumva puțin mai pe față, ceva de genul. Hai să vedem dacă ar ieși bine. Eu zic că da, hai că e ok. Cred că e ok așa. Ia, dacă mă uit în partea asta, ceva de genul cam așa. Da, este ok dacă mă întrebați pe mine. De fapt, bă, nu arată cel mai ok, cel mai grozav, dar arată cât de cât ok. Chiar arată ok, nu pot să mă plâng eu că e ceva foarte, foarte wow, dar nici foarte rău, sincer, că adică nu pot să zic că e ceva. Adică până la urmă e runda de noob. Facem aici și în spate, mai vede cum mai facem. Îl terminăm și după aceea mergem la Darusel să vedem ce a făcut și el și ce notă ne dă nouă. Dacă îi place, vreau să scrieți în comentarii care este construcția voastră preferată la runda de noob, la runda de pro și practic cine a câștigat per total. Gata, am terminat și iepurașul. Cam așa arată, de bă, cum puteți vedea, vedem și aici în spate cam așa arată. Bă, eu zic că este un iepuraș chiar ok, chiar este super ok la runda de noob, chiar îmi place super mult. Vreau să scrieți în comentarii dacă vă place, mie mi se pare super cute, arată cât de cât ok. Și da, uitați-vă, aici am făcut și morcovelul acesta pe care l-are și acum hai să vorbim și noi cu Darusel să vedem ce face. Ok, ce acolo. Cam așa este totul. Bine, Darusel 2012. Darusel, etaj-mă acolo, doamne, Darusel, ce îmi vorbești, mă, pe căscuță? Vreau să te vorbesc eu cu tine, Darusel, dar tu iar ai băgat căscuța aia. Vezi că tu folosești căscuța acum, Darusel, că mă și eu revin. Da, vorbește-mă frumos, Darusel, vorbește cum trebuie, copilule, și fii atent, Darusel. Eu am terminat, băie, gata, runda mea de nou. Acum vii la jumătate. Tu ai terminat mai mult? M-am puțin. Da, doamne, Darusel, dar ție nu ți-am cerut și ala asta, bă, frate, odată. Mamă, ce mișto. Ok, hai, bă, Rafa, ne fie antene, eu mai am puțin și vă zic că eu sunt Darusel de bă. Bine, gata, dar nu, Darusel, dacă zic gata, nu mai țipa așa peste mine, că mă perturbezi așa psihic și toate astea. Darusel, eu am terminat. Rafa, ce e nu e nimic, Darusel, nu e nimic. Ți-am zis doar să nu mai vorbești peste mine. Atât am rugămintea să nu mai vorbești peste mine, că dacă mă Rafa, ne fie antene, bă, Rafa, eu nu să mai vorbesc peste tine. Darusel, dar să nu mai vorbești peste mine, că dacă vorbești peste Doamne, că mă enervează copilul ăsta, nu o să mai vorbesc cu el. Bă, dar însele, o rugăminte mi-am la tine. Hai, vino și tu la jumătate, că am terminat, eu sunt aici. Ok, bine, dar însele, acum hai să vedem ceea ce ai făcut tu, dar însele. Chiar sunt curios. Mă, bă, dar însele, dar e runda de noob. E runda de noob, tu asta ai făcut la runda de noob. Și cum ai pus pe ăștia aici arată? Bă, pare cam ciudat, sincer, că ai pus pe toți ăștia aici, ai închis, dar arată ok, bă, dar însele. Bă, ok, dar să le-am înțeles. Bă, arată chiar ok. Bravo că ai stricat, prostule. Dar ai că ești prost, dar să că ți-ai stricat asta și practic salunează ăla. Ok, bine. Ai făcut o schemă din aia din nou. Ok. Bă, chiar arată super ok, dar să le nu date, nu. Bă, și chiar arată super cute aici în lumea ta, în lumea bebelușilor, dar să le chiar e frumos să construim aici. Și da, bă, dar să le. Bă, eu îți dau nota 9, dar să le. Dar faza e că e runda de noob, bă, și e prea șmecher pentru runda de noob, dar să le. Adică n-ai făcut doar ăsta, ai pus el acolo. Așa că îți dau nota 8, dar să le. Asta este nota mea pentru tine. Dar e runda de noob, dar să le runda de noob trebuie să faci doar iepuraș, dar să le, că nu trebuie să faci ceva super. Bă, Rafale, uite, eu un mic iepuraș. Stai puțin, nu mai vorbești pe mine, dar să le în primul rând. Să nu mai vorbești pe mine, că după să strică totul, dar să le dacă reușești. Okay. Vreau să te întreb în felul următor. Dacă tu ai făcut asta la runda de noob, pe ce la ce să mă aștept, dar să le runda de pro, că tu cred că ți-ai dat totul din tine, dar să le aici, că tu eu nu te știu pe tine să știi să construiești super și mică, dar ce să faci la runda de pro? O să vezi, fiule, o să vezi. Ok, dar să le. Da, dar acum dai ca și cum că ești tu iepurașul rău, dar însă, hai că ești amuzant, vorbește ca lumea, omule, și ăsta este iepurașul meu, ce părere ai? Bă, ce frumos e, bă, Rafaele. Bă, vine mai aici în față, dar însă, și vorbește cum trebuie, omule, ia să te văd, dar însă. Bă, ce frumos e, bă, Rafaele. Mai frumos decât tine, dar însă, 100%, adică dacă mai la tine, ia, zi ce părere, dar însă, îți place cu Giu, zi mi așa, nu știu, întreabă-mă despre el. Vreau să, că mă cheamă, dar însă, nu-mi dă-i pe și mie îmi place. Și fii antrenor, bă, Rafale, seamnă cu mine, seamnă cu mine, uite. Bravo, l-ai făcut ca tine, dar să asta înseamnă că e nota 10, nu? Nu, este nota nouă, că fii antrenor, dar nu mai sufla așa, omule, vorbește cum trebuie să. Eu n-am morcov, uite, eu n-am morcov, de ăsta fii antrenor. Dar ce ai în mână, omule, dar tu ce ai în mână, ci că n-am morcov, dar uite că ești un morcov în mână, hai mă, dar să te. Deci dai nota 10, mamă, deci pentru prima oară în istorie, dar să. Ah, nota 9, deci pentru prima oară în istorie, dar să-l dau o notă foarte bună la concurs de construcții aici, este foarte rar și înseamnă că dar să-l de Paște în săptămâna mare, el chiar este o persoană mult mai bună, adică dacă dă nota 9, dar să-l iei bine acum.
bun, dar fie antenă pe Rafa, vreau și tu să fiu o persoană bună. Așa că îmi cumperi și mie V-Max. Bă, dar Rusule, eu sunt o persoană bună cu tine de fiecare dată. Acum hai să te reunim asta, dar Rusule, păi fii atent, dar Rusule, cu V-Max și cu alea. Tu aici practic ne jucăm pe o miză de 200 de lei, dar Rusule. Tu practic o să câștigi 100 de lei de la mine, dar Rusule, pentru că 100 sunt ai tăi, practic. Păi normal că câștig. Păi da, dar Rusule, o să câștigi 100 de lei dacă mă bați. Chiar sunt curios, pentru că la prima rundă de noob, dar Rusule, ai făcut super șmecher acum. Sunt curios, dar Rusule, la runda a doua și hai să vedem acum ce o să construim. Scrieți acolo în comentarii care vă place mai mult dintre construcția mea și a lui Darusel. Și acum hai să trecem la runda de pro, să vedem și acolo care o să fie mai șmecher. Chiar sunt curios, frate, dar la ce a construit Darusel. Deci la ce a construit Darusel la prima rundă, mamă, am rămas fără cuvinte, nici nu mai știu să mai vorbesc sincer. Super, super tare pentru prima oară în viață, când chiar 100% mă surprinde chiar de la prima rundă. Și acum hai să începem cu runda de pro, să vedem ce o să construim. După cum puteți vedea, ne-am luat aici câteva materiale, mai am unele pe aici, bine, de fapt nu aici, dar o să mai facem cât mai multe materiale, dar prima oară v-am zis că nu o să vreau la runda de pro, frate, chiar nu vreau să fac doar epura și hai să-l pun cadrul și ne undeva mai pe aici și fiți atenți, acum vreau să fac o formă din aceasta super, super tare, unde aici practic vreau să vă spun că vreau să fac un coșuleț din acesta, practic unde știți care e faza cu coșulețele de paște, cum ar veni să pune, practic, bine, nu să pune epuraș, dar o să punem un epuraș aici printre ouă și toate îmbucăturile, practic, că știți că te uiți cu un bucător cu toate chestiile astea și chiar sunt curios cum o să fie, pentru că eu astăzi vreau să fac asta și să arate, bă, frate, chiar vreau să arate super, super genial, pentru că am așa o viziune super șmechirile, dar să sperăm totuși că o să meargă, că dacă nu o să ne iasă așa cum practic am plănuit noi să iasă aici, pentru că este, o să fie ceva, bă, o să fie ceva super șmechir, chiar sunt curios cum o să fie, pentru că eu chiar am niște așteptări super mari, dar nu știu dacă arată coșulețul ăsta prea bine, dar nici nu trebuie să arate chiar super ok, dar acum hai să-l terminăm, nu mai stăm cu vorba, să terminăm coșulețul, după aceea hai să ne apucăm să vedem totul cum o să fie și într-un final să ajungem să facem ceea ce ne-am propus să fie foarte frumos, iepurașul de paște de pro și să sperăm totuși că-l batem pe Darusel. Păi eu zic că o să-l batem pe Darusel. Am impresia că la runda de noob el a făcut ceva șmecher și la runda de pro nu o să facă, pentru că s-a mai întâmplat o dată așa, dar hai să vedem totuși ce ne rezervă. Practic, cine știe, poate avem niște așteptări care așteptările sunt mici, dar mamă, chiar sunt curios cum o să fie sincer, că poate rezultatul ce o să facă Darusel acolo o să ne uimească chiar pe toți. Bun, după cum puteți vedea, am terminat, acesta este coșulețul, l-am făcut aici o mică fundiță, aici am pus un fel de niște ouălețe, mama a scris Darusel acolo, dacă vedeți asta, dați like, ok, cred că se scria legat Darusel, da, în fine, nu mai contează asta. Deci da, acesta este coșulețul, practic, aici sunt niște ouălețe în acestea foarte frumoase, ouă, practic, aici, câte patru, cred că o să punem mai multe, dar acum am lăsat aici loc în jumătate de iepuraș pe care trebuie să-l facem, practic, să ajungem la nivelul ăsta, că stai să mă gândesc, pentru că o să dea cu capot, sau poate să-l punem undeva pe aici prin față, nu știu exact cum o să-l facem, vedem cum o să-l facem, trebuie să ne apucăm acum să facem iepurașul, pentru că aceasta este runda de pro, aceea a fost de nu, vreau să scrieți în comentarii dacă v-a plăcut aceea, și acum, hai să vedem cum o să iasă aici și să sperăm totuși că Darusel o să facă acolo foarte frumos, pe Darusel, nu știu de tine, dar eu vreau să spun faptul că eu oricum fac mai frumos decât tine, să știi asta, dar în fine, hai să ne apucăm acum. Ba da, Darusel, în fine, construiești acolo, ia tu ce faci acolo, Darusel, ia povestește-mi și mie, că eu am povestit aici, ai auzit și tu, bănuiesc, cred, și ia povestește-ne și tu, Darusel, ce faci tu acolo? Rară, tu care a murit, că eu fac un oșo găinii, asta și eu, iepurica. Ok, Darusel, deja e super enervant, Darusel, ai mai bine nu mai vorbești, că dacă să te aud pe tine, Darusel, cu... Ai, în fine, gata, ok, hai să ne apucăm aici să vedem cum o să facem. Deci, practic, o să facem iepurașul ăsta ceva de gen... Dar fii, mă, bă, omule, fii măcar mai hype, Darusel, că până... Ok, bă, bă, fii antire, de ce a trecut ghina strada? Era Paștele! Doamne, Darusel, nici măcar n-a... Ai, lasă-mă în pace, mamă, bă, e copilul ăsta, n-ai cum să o dai cu el, zânge, cu copilul ăsta chiar n-ai cum să o dai, sincer, ai că pe la urmă e Darusel, știi ce vei pe Darusel? Acum, hai să vedem, facem aici foarte frumos în partea aceasta, trebuie să ne apucăm aici, ok, cred că o să terminăm ăsta, o să vedem cum o să iasă, sperăm că o să iasă bine totuși și după aceea... Vedem finalul. Dacă mai facem ceva, mai facem, poate mai facem morcov cum am făcut acolo în partea cealaltă. Dacă nu, noi mai facem nici morcov. Sau vedem cum o să fie momentan. Hai să sperăm totuși că o să iasă ceva bine, că mie că Darusel să mă bată runda asta, pentru că mai știți că la prima rundă a făcut ceva ok și acum chiar sunt curios cum o să facă la runda de pro, pentru că, bă, ar trebui să facă ceva super șmecher. Bă, eu zic că a ieșit super genial. Uitați-vă cât de frumos este iepurașul de pro cu care vom concura astăzi contra lui Darusel 2012. După cum puteți vedea, aici avem practic coșulețul, avem aici niște ouălețe practic. Nu cred că o să mai fac niciunul las așa, practic, foarte frumos. Și acesta este iepurașul, după cum puteți vedea aici. Are și un morcovel foarte frumos. Bă, și mâinile astea, bă, totul arată super genial. Fundița asta e de rea aici. Uitați-vă cum se contopește, cum arată tot aici. Super genial, chiar îmi place. Și urechișile cum le-am făcut și, bă, fraților, a ieșit super, super șmecher.
Chiar sunt curios cum e și lui Darius să-l o să vedem acum. Și bă, vreau să-mi scrieți acolo în comentarii ce părere aveți de ceea ce am făcut aici, ce notă îi dați, dacă vă place. Și acum, hai la jumătate. Bă, Darusele, eu am terminat, bă, ai terminat, eu sunt la jumătate. Bă, ai și super șmecher ceea ce am făcut eu. Bine, gata, eu vreau să-i brășchilbi tot, tot, mi-e sens. Bine, gata, gata, Darusele, iepurașul, gata, Darusele, hai mă, vorbește ca lumea și hai să vedem acum, Darusele, ești pregătit, Darusele, hai prima oară la mine, pentru că la prima rând ai fost tu, am fost eu la tine, practic, și ăsta este iepurașul meu, Darusele, ce părere ai? Oh my god, bă, Rafale, bă, fii antenă, bă, Rafale, bă, ce frumos e, bă, uitam, ce s-a întâmplat cu urechile astea, bă, cum adică ce s-a tăiat, mă, Darusele, nu cred că ai tu probleme, Darusele, ăsta e model. A fost urechat, a fost urechat. E modelul, și eu mai, doamne, Darusele, deja mă enervez, a început să mă enervez din nou, Darusele, ăsta e modelul, Darusele, aaa, ce aaa înseamnă asta, Darusele. Darusele, gata, nu mai fi oftica, Darusele, știu că ești invidios că am făcut ceva mai frumos decât tine, sunt 100% sigur că eu am făcut mai frumos decât tine. Și acum, bă, Darusele, ce părere ai tu de ceea ce am construit aici? Uite-te din jur împrejur, bă, Darusele, îți place, mă, bă, e genial, mă, omule. Da, bă, Rafale, perfect, bă, Rafale, dar unde ești? Cum adică unde sunt? Vin aici, în față, unde aș putea să fiu, Darusele? Doar nu stau acolo unde ești tu, Darusele, în coșul ăla de gunoi, cum ar veni, că tu ești gunoi, Darusele. Ai, mă, iar ai dat mamă, Darusele, ești nesimțit, iar le spargi, naiba, doamne, Darusele, ești nesimțit, nu mă le mai spargi, Darusele, că trebuie să vadă și oamenii. S-a spart tu, mă, Rafale, uite, s-a spart tu. Bine, s-a spart tu, Darusele, tu nici măcar nu știi să vorbești, du-te, mă, la școală, băiatule, hai, mă, zi pe bune, Darusele, nu mai sparge, că trebuie să vadă și oamenii și scrie. Okay, gata. Și zi-mă tău. Darusele, bă, dar stai mă, ți-e greu să vorbești, Darusele, ce? Nu, păi nu, Rafale, fii atent, de ce obosești vorbind, Darusele, vorbește, domnule, odată, zi odată, repede și gata, Darusele, nu, că dacă tot, normal, dacă zici fii antenă cu obosești, Darusele, că folosești aceleași cuvinte care nu și-au rostul. Ok, și am vrut, Rafale, mi-mi place mânerul ăsta, mi-mi place urechile păpușii ăsta, iepurașului. Îți plac, Darusele, e pura, Darusele, zice notă-i, dai, că deja nu te mai suport, copil, zice notă-i, da. Doamne, Darusele, vorbește, mă! Nota 8 și mănânci un ou! A, mă, Darusele, bă, dar ești nesimțit, bă, bune, bă, chiar așa nu știi să vorbești, du-te, mă, la aici, Darusele, hai să văd ceea ce ai făcut tu. Nota 8, ok, tu îmi dai nota 8 la asta și la primul mi-ai dat nota 9. E ok, și hai să vedem ce ai făcut tu. Ia, wow, iar, Darusele, băi, doamne, iartă-mă, ce e purajul ăsta, mă, Darusele, ai făcut ou ăsta sau ce ai făcut, nici măcar nu e un ou, Darusele, că e un cerc, Darusele. Ăsta e un cerc, Darusele. Ai făcut mult mai groaznic decât ai făcut la prima rundă. Uite ce cute și ce super șmecher a dat aici, Darusele. Și știi să-i bătă joc de tot, Darusele, tu ai stat să faci ăla, să te chinule ăla. Darusele, stai puțin, doar nu mai vorbesc de mine, ți-a lăsat tuturor, Darusele, în primul rând, ce, cum se numește tema, dați, vreau să aud. Ai, ok, ai și Darusele, deci uitați-vă pe bune, Darusele e ofticat, uitați-vă, deci, spuneți-mi mie, ăsta e puraj, mă, frate, ăsta e puraj, adică, bă, v-am zis chiar nu o să facă, pentru că el când face mișto la runda de noob și face ceva super, super șmecher, la runda de pro, bă, nu mai știe să facă absolut nimic. Și asta este de vada vie, uitați-vă, el a pus accent, s-a străduit să facă chestia asta care nici măcar nu e un nou, practic e o minge, așa ceva de genul, nici minge, nu e Pokémon, ceva, și uitați-vă cum a ieșit iepurașul ăsta lui Darusele, adică, pă, bune, ce rătă, îi dau nota 6, 7, hai că îi dau nota 7, așa, dă milă, sincer, nu știu, scrieți voi acolo în comentarii, deja copilul ăsta mă enervează super rău, și felul în care vorbește, cum tratează toate situații și toate astea, bă, eu eram sigur că nu o să facă mai mișto decât mine, pentru că uitați-vă, bă, frate, cum am făcut eu, deci vreau să scrieți... Da, singura, bă, taci din gură, nu, n-ai dreptul la opinie, cum să știu că chestia mea care e așa de frumoasă se compară cu porcăria ta de coșmă, bă, te uitați-o mea că, bă, parcă un căcățel de coșmă ta, bă. Hai să vedem acum, scrieți acolo în comentarii care e mai frumoasă, vă place mai mult construcția lui Darusele de iepuraș de paște de pro, practic iepurașul contează cel mai mult, nu chestia asta, sau vă place ceea ce am construit eu, uitați-vă cât de tare arată ceea ce am construit eu, pă bune, bă, Darusele, chiar n-ai nicio șansă. Așa. Bine, acum, da, distruge, hai să te văd cum distrugi, Darusele, că oricum, degeaba, Darusele, eu mă duc acum, ți-au bani, ți-au tot ăla, wow, foarte amuzant ești tu, Darusele, ce să spun, Darusele chiar e ofticat, uite să vede la el, deci l-am bătut din toate punctele de vedere. Banii mei, nu, sunt banii mei, ai înțeles, sunt banii mei, eu pe toți, Doamne, hai că ești prăzutul, copile. Mamă, deci cu Darusele se poate, bă, și în săptămâna mare. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentariu cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.